emisiune electorală de promovare. Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedorenii Votează, o emisiune electorală de promovare a candidaților care și-au arătat interesul de a veni în fața dumneavoastră și de a vă prezenta proiectele pe care le au pentru a dezvolta comunitatea pe care își doresc să o reprezinte în următorii 4 ani, pentru că vă reamintesc că în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare, zi în care toți hunedorenii sunt așteptați la urnele de vot, așa cum este și firesc să se întâmple de altfel. Astăzi ne canalizăm atenția asupra comunei Boșorod și pentru a dezvolta mai mult subiectele care sunt convinsă că o să fie de interes și pentru dumneavoastră, l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Silviu Ionel Bruzan, candidatul Partidului Național Liberal pentru funcția de primar al comunei Boșorod. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Suntem cumva a trecut prima jumătate a acestei campanii electorale, mult a fost, puțin mai este, vorba aceea. Care este atmosfera în comuna Boșorod, dincolo de peisajele minunate care sunt aici, pentru că în mare parte cred că și hunedorenii cunosc această zonă, dar dacă nu o cunosc, cu siguranță invitați aici să cunoască mai bine această zonă. Așadar, primele concluzii, să spunem, după această primă parte a campaniei electorale? Pentru mine este prima dată când candidez la o funcție în calitate de ales. Atmosfera este specifică perioadei de campanie, nu sunt lucruri care ar putea să exceadă, Doamne ferește, agresiune sau ceva. Ne prezentăm atât eu cât și contracandidații mei sau celelalte partide care participă la acest scrutin, programele, ne deplasăm pe la cetățeni, le explicăm ce am dorit noi să facem, de ce ar trebui să ne aleagă și asta facem în fiecare zi, împreună cu stafurile de campanie și așteptăm și noi data de 9 iunie să vedem cât de bine am muncit pe partea asta și dacă cetățenii au înțeles mesajul nostru. Ce v-a determinat să intrați în această competiție electorală? Pentru că politica, administrația, din exterior cel puțin, par așa destul de simple, floare la ureche, se pot face fără nicio problemă, dar dacă stăm puțin să analizăm mai în amănunt cele două aspecte, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Așadar, de ce ați ales să intrați în această competiție? Aveți dreptate, lucrurile nu sunt simple, sunt foarte multe lucruri de făcut. Eu am o experiență în administrația centrală de 27 de ani și fiind foarte legat de locurile natale, și de asta m-am gândit că ar fi bine să mă întorc și să folosesc această experiență în scopul de a crește calitatea vieții în comuna și în locurile unde m-am născut și am crescut. Cât de mult contează, din punctul dumneavoastră de vedere, relația pe care un primar, administrația locală, inclusiv Consiliul Local, o are cu cetățenii? De foarte multe ori am întâlnit și eu oameni care mi-au spus: primarul, dacă cumva ne întâlnim cu el pe stradă, poate se oprește să discute cu noi. Audiențe când, cum, într-adevăr, nu sunt chestiuni generalizate, dar există și astfel de situații. Și atunci e firesc cumva să vedem și care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la relația pe care trebuie să o aibă cele două părți. Deci pentru mine relația cu cetățeanul este primordial. Doar din discuțiile cu cetățenii noștri putem să vedem care sunt necesitățile, care sunt prioritățile, pentru că sunt foarte multe lucruri care trebuie făcute, dar ele nu pot fi făcute toate odată și atunci trebuie prioritizat
prioritizate activitățile în așa fel încât să conducă la rezultate cât mai bune și într-un ritm din ăsta cerut de cetățeni. Eu îmi propun ca ședințele de consiliu și toate astea să fie transmise online pentru ca cetățeanul să poată participa chiar dacă nu poate veni fizic la ședințe, poate să vină și fizic, nu spune nimeni, dar să le poată accesa de oriunde se află. Sunt foarte mulți cetățeni și tineri plecați în străinătate, dar care sunt interesați de ce se întâmplă cu satul lor și ar putea să vadă care sunt măsurile pe care noi intenționăm să le luăm, ar putea să-și exprime punctele de vedere, nu o să fie hotărâși în astea luate fără a fi puse în discuție publică înainte cel puțin 30-40 de zile. Să există o dezbatere. Da, o dezbatere. Deci pentru mine dialogul cu cetățeanul este primordial. Nu vreau să fiu primarul care dezbină, ci vreau să fiu primarul care unește cetățenii, vreau să ascultăm și împreună să putem face din comuna noastră un proiect de succes. Se discută foarte mult despre această transparență. Unii au reușit să o pună în practică, alții, din păcate, încă sunt deficitari la acest capitol. Totuși vorbim de o comună, vorbim de o zonă mai atipică, să spunem, a județului Hunedoara. Credeți că se pot implementa aceste aspecte în condițiile în care digitalizare, transparență înseamnă și anumite servicii pe care trebuie să le aveți aici sau pe care să le aduceți în cazul în care ele nu există? Da, se poate face, deci nu este ceva ieșit din comun. La nivel de comună există semnal telefonic și de internet peste tot, toată lumea are acces la internet. Nu vrem să facem o transmisie în asta, nu discutăm noi în ședințele de consiliu documente care se necesite certificate ORNIS, sau discutăm despre ce se întâmplă în comunitate, despre măsurile care vrem să le luăm și care de fapt sunt publice. Ele și hotărârile respective pe care le ia Consiliul Local, ele trebuie făcute publice și spus. Atunci nu văd de ce nu ar fi publică și dezbaterea. Atât timp cât dezbaterea este publică în Parlamentul României, de ce n-ar fi publică și în Parlamentul Local, care de fapt este Consiliul Local? O să fac lucrurile astea posibile într-un termen foarte scurt, dacă vor fi ales primar. Sunt zone frumoase, cu asta am și început această emisiune, dacă este să ne raportăm la partea aceasta peisagistică, de ce nu, și se tot bate apa în piuă cu turismul. Turismul poate fi cumva o alternativă în ceea ce privește economia până la urmă și poate fi o salvare din acest punct de vedere. Aveți proiecte în acest sens? Sunt aici în comuna Boșoroț zone care nu sunt cunoscute nici de către unii hunedoreni, din păcate. Și probabil că o promovare mai intensă a acestor locuri ar schimba lucrurile. Deci aveți dreptate. Ne-a lăsat Dumnezeu într-o gură de rai. Tot ce ține de ce este mai frumos în natură, de la relief până la ape, obiective turistice, UNESCO, unele dintre ele, până la frumusețea sufletească a oamenilor care sunt în comuna noastră, toate lucrurile astea pot spune că avem ca și bază de pornire tot ce ne trebuie. Singurul lucru care ne lipsește este voința, capacitatea și posibilitatea de a elabora o strategie în care turismul și producția de produse agricole care pot fi valorificate tot în cadrul industriei turistice ar putea fi primordiale. De fapt, noi nu stăm nici pe un zăcământ de petrol, nici cărbuni nu avem, avem locurile date de Dumnezeu, avem frumusețea oamenilor, oameni primitori, gospodari. Cum se spune, omul sfințește locul până la urmă și probabil că dacă se pleacă cumva de la om, de la acel om care, iată, încă mai cresc animale, cred că mulți dintre cei da, de aici. Da, și pot să crească și mai mulți. Dacă noi vom ajuta industria locală să poată să-și producă brânzeturi, nu să vindem un litru de lapte cu 1,6 lei, pentru că așa, într-adevăr, nimeni nu o să mai țină animale într-o perioadă destul de apropiat. Oricum s-a diminuat numărul celor care mai cresc animale în întreaga țară, cred, nu doar în județul Hunedoara sau comuna Boșorod. Sunt, până la urmă, aspecte firești care ar trebui să fie promovate, ar trebui să fie puse în valoare, pentru că, eu tot o spun, se tot bate moneda pe acest turism, doar că uneori lucrurile nu par să avanseze.
Ne lipsește viziunea, ne lipsesc oamenii potriviți, ce anume ne lipsește? Da, ne lipsește și viziunea, ne lipsește o strategie care să se întindă pe o perioadă mai mare de timp, nu doar pentru un an, doi sau o lună. Noi avem în comun obiective turistice despre care, cum spuneți, nu se cunoaște, nu se știe la nivel de județ, dar anumite la nivel de țară sau poate în străinătate. Ajungi poate întâmplător acolo și îți dai seama ce ai descoperit. Biserica din Chitit, care este una dintre cele mai vechi biserici din România, despre care nu știe lumea pentru că nu există niciun indicator, ea nu este pusă în valoare, nu este vizitată. Avem Piatra Roșie Cioclovina, care ea este cunoscută, Piatra Roșie și Peștera Cioclovina, care sunt mai cunoscute, dar la care accesul este destul de dificil. Dacă mergi cu mașina pe partea de la Boșorod la, până la Alun și să iei spre Piatra Roșie, mergi o singură dată și nu mai mergi a doua oară pentru că îți dai seama doar că... Doar te duci, nu te mai și întorci, nu cu mașina. Nu, sau te întorci, dar nu o să mai revii pentru că îți dai seama că drumul respectiv s-ar putea să-ți creeze probleme tehnice la mașină. Și atunci infrastructura, dezvoltarea infrastructurii pentru noi reprezintă un al treilea pilon după turism în economia asta care a spus-o dumneavoastră, după turism și industria alimentară care să producă pentru turism, vine infrastructura care să facă posibilă ajungerea turiștilor la destinațiile dorite. Odată ajuns acolo, v-am spus, bunătatea oamenilor, frumusețea peisajelor asigură aproape 100% un succes garantat. Se pune accent în continuare sau mai nou se pune din nou accent foarte mult pe aceste tradiții, pe oameni, pe meșteșuguri, de ce nu? Vă gândiți să faceți mai mult poate și în acest sens, să-i puneți în valoare pe acești oameni sau mai mult decât atât și trecutul nostru, pentru că trebuie să fie cunoscut și de către noi și de către copii și de către nepoții, de ce nu? Da, avem și aici în programul nostru de dezvoltare durabilă al comunității, am luat în calcul înființarea unui muzeu. Este școala de la Târsa, de fapt sunt mai multe școli care astăzi nu mai au destinația de școală cu perspective și în viitor de a nu deveni școli pentru că nu mai sunt copii care să frecventeze școlile respective. Nu vrem să le lăsăm să dărâme sau să fie lăsate în paragină, vrem să facem acolo niște case locale în care să fie prezentate obiceiurile, modul în care își desfășurau activitatea strămoșii noștri și să spunem povești despre sat, povești care adevărate, care cine vine să-și dea seama, să-și facă o idee despre ce a însemnat viața în zonele respective cu zeci sau sute de ani în urmă. Iar povestea vinde. Da. Povestea vinde și la noi povestea chiar este adevărată, avem ce spune lumii, avem cu ce să ne mândrim, important este să punem lucrurile astea la punct, să le valorificăm, nu sunt niște lucruri fantasmagorice sau foarte greu. Care nu greu. Pot fi realizate. Eu cred că se pot realiza, doar trebuie într-adevăr făcut o strategie urmată și împreună cu Parcul Național Grădiștea Muncelului Cioclovina, trebuie să ne punem toți la masă și să conlucrăm în așa fel încât să putem arăta lumii și frumusețile naturale și lucrurile antropice făcute de om. Totodată trebuie să conlucrăm și pentru dezvoltarea nivelului de trai al comunității, că nu poate să rămână, să nu poată să-și construiască obiective din astea care să-i ajute în desfășurarea activității. Și atunci trebuie să conlucrăm, că doar împreună putem găsi cele mai bune soluții pentru dezvoltare. Da, ați spus un cuvânt esențial, dezvoltare, și toată această dezvoltare se face, chiar dacă oamenii nu mai au răbdare, dar se face totuși pe termen puțin mai lung decât ne-am dorit cu toții să se întâmple lucrurile ieri, dacă se poate, dar uneori este nevoie de mai mult de atât. În programul dumneavoastră pe care l-ați propus cetățenilor acestei comune, aveți aici un punct care face referire la închirierea, concesionarea proprietăților comunei în condiții de maximă transparență. Da, deci comuna are în proprietate pășuni, păduri și astea care se închiriază crescătorilor de animale și celor doritori ca să desfășoare activitate pe terenul respectiv. La ce m-am referit aici, în ceea ce privește transparența, mi-aș dori ca închirierea proprietăților comune să se facă în primul rând cetățenilor din comună.
Nu se întâmplă acest lucru? Au prioritate alții în prezent? Nu au prioritate. Eu nu am acces, n-am avut acces încă la documentele care au stat la baza concesionărilor pe 7 sau pe 10 ani. O să verific acest lucru și mi-aș dori ca pe viitor cetățenii comunei să fie primordiali. Dacă au animale și cresc animale, ei să fie beneficiarii pășunilor respective și acest lucru să se facă în condiții de maximă transparență. Nu putem să... Există și o asociație de crescători de animale, așa, care a funcționat, funcționează de câțiva ani de zile. O să vedem și activitatea asociației în ceea ce privește concesionarea pășunilor, pentru că aceste pășuni, chiar dacă sunt proprietatea UAT-ului Boșorod, ele trebuie întreținute. Noi nu putem sta indiferenți în ce se întâmplă cu pășunile noastre. Pășunile noastre pot să crească spini, bălării și când ne trezim nu le mai putem valorifica, chiar dacă o să vrem să dezvoltăm turismul și industria alimentară. Da. Deci o să verific toate lucrurile astea și, repet, tot ce se poate face în comună, primordial este să facă cu oameni de acolo. Nu putem să avem lipsă de locuri de muncă, dar să dăm lucrările altor firme din altă parte, că mă întreb și eu, acum, cu experiența pe care am, cum poate să lucreze cineva mai ieftin, care vine de la zeci de kilometri, are și transport și tot, față de un om din comună care merge pe jos 100 de metri până la obiectivul care avem să-l realizăm. Eu o să mă uit cu atenție la lucrurile astea și dacă aceste lucrări vor fi finalizate în timp ce eu voi fi primar, recepțiile vor fi semnate doar după o analiză foarte atentă a lucrărilor. Cum, până la urmă ar trebui să fie acesta normalul și asta să se întâmple de fapt în toate primăriile. Cumva este firesc că ca unii dintre hunedoreni din anumite comunități să se întrebe de ce în orașul Cutare se pot face anumite proiecte, de ce în comuna respectivă primarul a depus 20 de proiecte pe fonduri europene sau guvernamentale și au reușit să dezvolte comunitatea. De ce la noi nu se poate? E importantă oare și legătura sau ar trebui să aibă primarul deschidere, indiferent de culoarea politică, și față de alți primari care au demonstrat că se poate, au demonstrat că pot face performanță în administrație? Eu consider că nu contează culoarea politică. Aici contează priceperea, profesionalismul prima dată, echipa pe care trebuie să ți-o construiești, care să creadă în aceste proiecte europene și să înțeleagă că, de fapt, proiectele europene nu le scriem doar ca să le trimitem undeva. Trebuie să le trimitem și să le susținem. Să mergem, să le urmărim și să vedem de ce un proiect la Boșorod nu poate fi implementat și poate fi implementat la Baru Mare. Deci trebuie să le urmărim atent, să ne construim o echipă de profesioniști care să depună aceste proiecte. Nu contează culoarea politică, pentru că ele sunt analizate în birouri la județ sau la Timișoara sau la nivel de ministere și noi putem să mergem chiar acolo să ne susținem cauza. Important e ca această cauză să fie corectă, să fie susținută de cetățeni, să aducă beneficiul comunității și, cum am spus, să o urmărim pas cu pas realizarea ei. Nu cred că dacă faci parte dintr-un partid politic sau altul ai mai multe șanse, nu. Șansele vin din implicare, repet, din profesionalismul cu care se lucrează. Îmi propun ca în primărie să creez o echipă de profesioniști din persoanele care sunt astăzi. Eu nu vreau să spun, dar îi anunț că vom avea de lucru și sper să poată face față acestui fapt. Până la urmă, ar munci pentru comunitatea în care trăiesc, ar munci pentru copiilor, pentru nepoților. Adică această muncă cred că ar trebui să fie una așa făcută din suflet. Ați lua în calcul poate și colaborarea cu unii primari performanți din județul Hunedoara, în sensul în care poate primiți anumite sfaturi. Tu cum ai reușit? Cum ai făcut acel proiect? Ați face acest lucru? Da. Da, chiar în programul de dezvoltare un capitol este deplasarea la unități administrative care au reușit, care seamănă cu noi din punct de vedere geografic și al numărului populației, și o să duc cu mine oameni din toate satele în așa fel încât să vedem care au fost
cauzele care au făcut posibil ca ei să se poată dezvolta și vedem ce facem noi greșit sau ce nu facem deloc. Sau cum se poate aplica în cum se poate aplica la noi. Deci asta e, nu sunt eu știutor de toate cele, dar vreau să merg să învăț, să ascult, să luăm ce bunele practici de acolo unde sunt și să le aplicăm și la noi. Nu am nimic împotrivă să fac lucrul ăsta și chiar o să-l fac. Vorbim întotdeauna că sănătatea, educația sunt cumva sau erau cel puțin până la un moment dat cei mai importanți piloni ai unei societăți. În Comuna Boșorod spuneați că nu mai sunt atât de mulți copii. Probabil dumneavoastră vă amintiți cum era când ați fost dumneavoastră elev și câți copii erau la școală. Acum s-a mai diminuat numărul lor, e cumva un fenomen la nivel național acesta, dar cu toate acestea, pentru acei copii care încă mai sunt aici în comună, aveți proiecte sau ați gândit o strategie și în acest sens pentru a veni în sprijinul lor? Da, vedeți dumneavoastră, la nivel național, la nivel județean, factorul demografic deja joacă un rol destul de important și scăderea lui este accentuat. Totul pleacă până la urmă de la lipsa locurilor de muncă. Dacă nu există locuri de muncă, tineretul pleacă, se stabilesc în altă parte, mulți dintre ei în străinătate, copiii se nasc și cresc acolo, au o copilărie în statele respective unde ei se duc și cum eu astăzi mă întorc acasă pentru anii copilăriei mele, pentru raiul acolo unde am crescut, ei, pentru ei raiul copilăriei respective va fi la Bruxelles sau la Berlin și o spun cu tristețe lucrul ăsta. Și atunci îmi doresc să creăm locuri de muncă la Boșorod, să poată tinerii să-și întrețină casele, să aibă un nivel de trai destul de bun, copiii care merg la școală, să le oferim la școala din Boșorod tot ce oferă o școală din Deva sau din Călan. Și aici am discutat cu oamenii, este și în program o discuție cu părinții și cu factorii implicați, chiar și cu inspectoratul școlar, pentru că nu mi se pare normal noi să nu putem avea, de exemplu, la Boșorod after school sau masă sănătoasă la nivel de fiecare, pentru fiecare elev. Și atunci duc copiii la Călan pentru after school, nu mai duc dacă am after school la Boșorod și pentru asta l-am dus. Așa, în același timp și autoritățile trebuie să înțeleagă, pentru că dacă lași, eu o să fac tot ce ține de mine ca să accesăm toate programele astea pentru învățământ, dar mie mi se părea normal să nu le lase la voia administrației locale, ci să le impună direct de la minister sau de la inspectoratul județean. Pentru că un primar accesează, altul nu accesează pentru că nu are copii mici sau nu îl interesează și nu poți lăsa la voia unui edil, fie el bun, rău, nu discut. Niște lucruri care până la urmă fac sau nu viitorul comunității respective. Uneori pare că uităm, sau unii dintre cei care au în mână pixul, cum se spune, parcă uită așa de acest viitor al copiilor, aparent așa neimportant, pentru că avem de asfaltat, avem de introdus rețele de apă, canalizare, de pus borduri și așa mai departe și cred că uneori uităm esențialul. Da, uneori uităm să ne întrebăm pentru cine le punem. Pentru că, vedeți, sunt și alte lucruri în economie unde dezvoltăm, facem și constatăm că acolo nu vine nimeni. Nu mai este nimeni. Și am făcut o școală, am modernizat-o, dar de fapt pentru nimeni. Deci de aia zic că strategia asta de dezvoltare trebuie făcută pe o perioadă mai lungă de timp. Trebuie să vedem, de fapt, unde ne dorim să ajungem. Și eu vreau să ajung acolo la faptul de a salva declinul ăsta care este accentuat de o pantă destul de accentuată de părăsirea satului românesc. Nu pot să fac lucrul ăsta pentru nu știu câte sate, dar o să încerc să-l fac la mine acasă, de aceea și plec. Pot să rămân în continuare la Deva, dar vreau să mă întorc acasă și să fac aceste lucruri pentru comunitatea mea. Nu vreau să reproșez peste 10-15 ani, puteai să vii și tu, dar nu ai coborât din biroul tău de la nivel central. Ba da, uite că o să cobor și o să mă duc acolo la țară și o să încerc să fac din comunitatea respectivă una de succes. Coborâți pentru a urca această comunitate până la urmă, care v-a format ca om. Și cred că asta e cumva așa o satisfacție și personală până la urmă. Da, așa este. Pentru mine acolo este acasă.
Acolo sunt părinții, mormintele bunicilor, străbunicilor. Acolo mâncar de fiecare dată, bate și aș vrea să pot să realizez lucruri despre care să se vorbească și peste ceva vreme să vină alții să ia de la noi lucruri care ar putea fi implementate în altă parte. Unde vedeți dumneavoastră Comuna Boșorod peste 10-20 de ani, poate? Peste 10-20 de ani vreau să se vorbească despre Comuna Boșorod la superlativ. Vreau să se spună că, la un moment dat, o strategie de dezvoltare bine implementată, cu proceduri clare de la care să nu ne abatem, cu indicatori foarte clar pentru tot personalul din primărie, să o ducă acolo unde se poate trăi, se poate munci, se pot câștiga, cum am spus, din industria locală, din industria locală se poate trăi destul de bine acasă la noi. Vreau să ajut tinerii din sat și nu doar tinerii să aduc specialiști de la DEVA, de la toate direcțiile care sunt deconcentrate ale Guvernului României, să vină să discute, să explice oamenilor care sunt proiectele care se potrivesc pentru ei, pentru ca mulți dintre ei să poată accesa, să poată dezvolta acolo mici afaceri locale și să rămână, să crească numărul de copii de la grădinițe, să vină și alții care își vor construi probabil case de vacanță sau din asta să facem două hub-uri din astea de dezvoltare, m-am gândit la două sate turistice doar pentru oameni care vor să vină și să-și construiască căsuțe de vacanță cu reguli, cu energie electrică, apă, canal și care să contribuie la bugetul local până la urmă. Dacă astăzi sunt terenuri care poate sunt pășuni, fânațe și nefiind animale, ele stau în degradare, le putem transforma în niște sate de vacanță, cum sunt în apropierea marilor orașe și deja sunt și la noi că vin foarte mulți oameni din Timișoara, București să-și cumpere terenuri. Și vreau să facem chestia asta organizat, să le creăm, să nu lăsăm oamenii la mâna samsarilor de terenuri și așa și să poată să vină și să respecte totuși niște reguli în zona respectivă. Mă refer la urbanism, mă refer la modul de a construi, materiale care pot fi utilizate, nu o să utilizăm inox și din astea într-o zonă în care piatra și lemnul dăinuie din totdeauna. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, doar că mi-a atras atenția aici în programul dumneavoastră de guvernare cu care veniți în fața locuitorilor Comunei Boșorod. Un alt aspect, toate aceste proiecte pe care le-ați prezentat și care cu siguranță au ajuns în casele tuturor localnicilor, spuneți așa, toate aceste proiecte vor contribui la dezvoltarea nediscriminatorie a tuturor satelor Comunei Boșorod. Da, Comuna Boșorod are 9 sate, Boșorod și Chitit sunt satele mai mari și sunt compacte, iar restul sunt sate de munte risipite, casele sunt risipite la distanță între ele și acolo vedeți drumurile, căile de acces, astea sunt în cea mai mare parte de pământ, între ele și de pietriș acolo. Au fost neglijate puțin infrastructura drumurilor și asta nu putem vorbi acolo de canalizare și de gaz metan, dar la asta am să spun că am zis nediscriminatorii. Chiar dacă o singură persoană va locui într-un cătun de sat, va trebui să aibă acces și drum la casa lui omul. Nu putem să-l neglijăm sau să-l tratăm că ar fi doar un vot și asta nu contează, nu. Persoana respectivă plătește impozit și are aceleași drepturi cu o persoană din centrul Boșorodului sau Chititului. Cum este și firesc până la urmă să se întâmple, având în vedere că toți acei oameni locuiesc în acea comună, plătesc taxe și impozite și atunci cumva ar trebui să fie totuși o echitate din acest punct de vedere. Majoritatea persoanelor cred că sunt trecute bine și de a doua tinerețe aici în comună. Vă gândiți poate la anumite proiecte sau la anumite activități pe care ar putea să le aibă și aceste persoane în comună? Da, chiar am discutat cu o parte din persoanele în vârstă și cu asistența socială de la primărie. Eu mi-am propus ca în fiecare lună aceste persoane să fie vizitate de asistența socială pentru a întocmi un raport privind starea de sănătate, starea economic, social, economică a persoanelor respective. Că poate au probleme, nu se descurcă și nu știe nimeni situația lor.
un pensionar în vizitele care le-am făcut cu clientele, mi-a solicitat și i-am promis că o să fac lucrul ăsta, să facem și noi o zi a pensionarilor la Boșrod, unde tot să vină să ne adunăm, nu contează dacă este la Boșrod sau la Chitie sau știu, unde toți pensionarii să fie invitați și să putem petrece o zi împreună, să povestim, să discutăm, să... Și să mai uite probabil și de grijile de zi cu zi și greutățile pe care le au, pentru că nu o să mai dezvoltăm acum mai mult despre aceste greutăți pe care le au vârstnicii în ziua de astăzi, pentru că ar mai dura probabil încă vreo 3 ore această emisiune. Suntem la final și o să vă rog să le transmiteți un mesaj locuitorilor comunei Boșorod, pentru că vă reamintesc că în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale, dar și cele europarlamentare. Așadar, vă rog. Da, le transmit faptul că îi respect pe toți să meargă la vot în data de 9 iunie, să voteze cum consideră dânșii. Au primit programele atât ale mele cât și ale contracandidaților mei, să le analizeze, să voteze așa cum consideră dânșii. Le respect votul, indiferent de rezultatul alegerilor. Eu voi fi același om care iubește satul, care îi respectă pe toți cetățenii lor și la mine vor avea ușa deschisă, indiferent ce se întâmplă în data de 9 iunie. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă doresc mult succes. Și vă mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!